myself that you were right for me, but felt so lonely. Când am devenit student, am devenit doctorant, cercetător. Sigur că din cauza că pentru mine înțelepciune. Atunci ați început să colecționați? Știți, mă gândeam. Aveam vreo câteva bufete, dar mă gândeam să le colecționez. Dar în ultima vreme le colecționez. Deci înseamnă că mulți care vin la mine, de ziua mea, deci cunosc de bine, că nu-mi trebuie nimic, nici o sticlă. Dacă aduci deci, o bufete, cât o de mică sau... Nu prea se găsesc, nu am observat până acum. Nu prea sunt, dar nu știu ca să se fac, sunt. Sunt din diferite țări. Eu când plec într-o țară undeva, eu nu mai dau câte locuri, deci... Cred eu că asta este. Dar din astea vii mai sunt teritoriul Moldovei? Da, sigur că sunt. N-au dispărut cu totul? Sunt. Știți, păsările totuși sunt migratoare. Dacă dispare undeva într-o zonă, ele vin din altă zonă. Pentru că noi avem zona noastră sau regiunea noastră în trecutul cenistru, ea practic are întins un string așa în dreapta, unde sunt păduri, unde sunt munți și acolo este multă, deci, virginitate și acolo sunt, nu numai bufnițe, dar și păsări, dar sunt și animale, lupii, practic, care au fost nemiciți la noi, vin din partea aceea, dar fiecare, să știți dumneavoastră, așa este în lanțul ăsta trofic și în sistemul ăsta ecologic care este, fiecare are nișa sa, nișa sa. Dacă o nișă sau o verigă din lanț lipsește, ea influențează negativ asupra întregul sistem ecologic. Și numai decât ea, deci, este completat cineva. Prin ce se caracterizează această pasăre? Prin ce v-a captivat ea? Nu, prin anumite calități? Am înțeles una înțelepciunea. Înțelegeți? Hai să luăm deci alte păsări. Rândunele, de exemplu, vrebile, așa, cucu sau... Nu, ori, celălalt păsări. Ele continuă, chiar și luăm cel de casă, că ele continuă, sunt preocupate pentru a găsi hrană. Și pentru dânsă nu există hrană și să se mulțească. Da, să-și facă curca, să se mulțească și hrană. Continuă, asta este bufnița, practic, tot așa este. Dar ea, înțeși lucrul ăsta, face foarte deștept. E mult timp, o să stai și o să aștepte pe nu să vină. Deci ce trebuie ca să o cred. Și cred eu cu tine asta. Nu, poate similaritudinea aceasta nu chiar este bună pentru noi, pentru oameni. Dar în orice caz, sigur că însuși înfățișarea, însuși comportamentul este destul de înțelept. Cred eu că astfel de comportamente sunt necesare și pentru noi. De ce? În ce context? În contextul acțiunilor noastre, comportării noastre. În contextul de ce facem, dar n-are importanță. Facem o cercetare, facem educație, facem dreptate pentru oameni, facem politică. Este necesar ca de fiecare dată când trebuie să începe o acțiune, foarte bine să o calculez. Pentru că bufnița asta face. Ea mult timp meditează, gândește cum să efectueze sau să înfăptuiască acțiunea sa de a prinde un șoarece, dar ea să fie cât mai sigură. Așa și aici, nu se trebuie, poate câteodată nu trebuie să se grăbească, nu trebuie să se grăbească, să vorbească, să nu iei vorba înainte, dar să gândească. Și, bine, bufnița este talentată de una singură din acest punct de vedere. Eu și acasă am, eu cred că așa se răspunde, poate 100. Problema nu e între aceia că s-aia tare mult. Eu știu un prieten de-al meu care are colecții. Sunt din diferite țări? Din foarte multe țări. Aproape de fiecare dată când plec într-o țară, pe eu... Câte specii reprezintă colecția aceasta a dumneavoastră? Probabil sunt diferite specii bufnițele, sunt mai mari, mai mici, în natură. Păi, eu nu prea cunosc, nu, ca specie nu cunosc prea multe. Bufnițe, da, este una bufniță, dar ele, uitați-vă cum, vedeți dumneavoastră, iată chiar când vă uitați la ele, așa e? E cum se desipesc între ele. Ele se desipesc între ele tot așa cum se desipesc cu oamenii.
Grecia. E în recet sunt colonate din Uruguay, dar nu de obicei din... Asta e din Sri Lanka. Din piatra aceasta. Într-o piatră scumpă. Dar o piatră asta e din Rusia? Aveam una din lemn. E la mine la... Deci ai din Sri Lanka, domnul Jindelă. Astea mici sunt deosebite, văd că aici. Este una albă acolo cu puncte negre. Aceea e din cupru, aceea e din bronz. Din bronz, aceea e din Israel. Și în țările în care mergi, de obicei, achiziționați câte o bufniță sau... Aproape de fiecare dată. Nu vreau să spun, înțelegeți că chiar strâng toate bufnițe din... Nu vreau să spun că pentru mine, deci, este un hobby de tip, că iată, ar trebui să intrați la mine și sau undeva, pentru că sunt foarte multe, sigur. Eu am fost în foarte multe țări. Nu vreau... Și nu vreau să vă spun chiar din toate țările eu. Da? Dar atunci unii găsesc, spunem, văd... Dar pentru mine bufnița este ce i-am spus. Pentru mine bufnița este un mod. Un mod de abordare. Asta din geamă. Care avea din inimă. O avea o inimă. Asta e cu muzică. Așa? Da, mi se pare că... Dar asta tot... Asta tot două moase. Asta tot de din inimă. Da, așa e. Așa, asta tot este din Israel. Asta e președintele Academiei din Israel. A făcut o cameră. Asta e din Rusia. De mult, de mult, președintele, nu președinte, dar ministrul mediului. Când era ministrul mediului, Rusii, lor le place să facă cadouri din granit, din marmură.